Ești de acord cu Petre? A zis că a fost cel mai slab meci de când a venit el. A fost singurul meci în care, nici când am pierdut 4-1 la Cluj, n-am fost depășiți la toate capitolele, așa cum am fost depășiți acum de Sepsi. Dacă nu era prestația remarcabilă a lui Târnovan, noi nu aveam cum să plecăm de acolo cu niciun punct. După cum și în tur, Sepsi trebuia să ne bată la București, a apărat Vlad penalti. Că altfel trebuia să ne bată la București. Deci, noi avem două puncte cu Sepsi anul ăsta, sau Sepsi, mă rog, cum se pronunță, exclusiv datorită portarilor. Pentru că n-am jucat. Oricum, cred că sunteți mulțumiți de punctul ăsta și că îi lăsați pe Sepsi jos, că dacă intră iar în play-off... Nu. Eu mi-aș dori din toată inima să intre Sepsi în play-off. Pentru că anul trecut, că niciodată, la orgoliu pe care l-au, niciodată nu o să treacă peste ce a făcut CFR anul trecut cu Boiena și vor juca clar și împotriva noastră și împotriva CFR-ului, pentru că să fim serioși, unii au jucat împotriva noastră și împotriva CFR-ului au mimat. Și asta stă în dezile astea. Asta susțin și ei, că sunt unii care joacă cu împotriva lor. Când vine vorba, când sunt meciurile lor cu Botoșani, zic, băi, ăștia joacă doar cu noi. Da, numai că ăștia sunt niște oameni care n-au argumente, se bazează doar pe cifre. Și v-am mai spus, cifrele pe care le-am realizat cu Botoșani, le-am realizat și cu Universitatea CSU Craiova. Care nu cred că s-a dat la o parte. Nu s-a dat la o parte, din potrivă. Numai vă călcăm pe cap, numai din astea am auzit. Ai avut dubii în legătură cu Târnovanu în momentul în care a trebuit până la urmă să-l trimiteți în teren? Nu, sincer. Clar. 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 Și el avea. Și el avea? Uite că... Și Ducani al vostru, nu? Și Ducani al nostru, da. Sunt niște portari tineri de camiatul nostru. Și uite ce talii au. Târnovanu are 1,98 m. Ducani sări și el de 1,90 m, binișor. Cum a fost progresul? Deci, pentru că noi nu l-am mai văzut de mult apărând. Voi l-ați văzut, tu l-ai văzut și la echipa a doua. Fane a venit și ne gândeam că are doar fizic. E doar înalt. N-a arătat bine deloc. Marius Popa a lucrat enorm cu el și în ameliorarea în jocul lui s-a simțit la toate capitolele. În primul rând la jocul cu piciorul, unde avea probleme mari, a început să nu mai aibă, și la modul, s-a și schimbat fizic, a devenit mai atletic și a avut și la echipa a doua, a avut meciuri în care a făcut chiar partide de excepție, a închis poarta la meciul cu Progresul Spartac, care e cea mai bună echipă din serie, a luat gol doar din penalti, a apărat fenomenal. A avut și meciuri în care a greșit și din cauza lui s-a pierdut meciul, dar e portar tânăr. E logic. Știi că e o discuție la voi, Vlad. Da. Tu întotdeauna ai fost, nu de când ești aici, de fiecare dată ai fost apărătorul numărul 1, ai fost omul care crește cel mai mult și că e cel mai bun. Pentru că îl văd și cel mai bun portar cu care am lucrat vreodată. Dar sunt suporteri care n-au încredere în Vlad, sigur, pentru că li s-a spus... Bănuiesc că sunt aceiași suporteri care n-aveau încredere în Tătărușanu și care îmi spuneau să iasă odată ăsta din poartă, că ne-a omorât. Da. Și acum, după meciul de ieri, am citit pe rețele de socializare tot felul de... Uite, domne, că l-avem pe ăsta și apără Vlad. Tu ești jurnalist și trebuie să citești rețele de socializare. Eu nu citesc rețele de socializare. În post nu am intrat și când o să intru după ce se termină postul, deja e subiectul trecut. Nu mă interesează ce scriu suporterii? Nu, absolut deloc nu mă interesează. Ok, dar tu-l vezi pe el. Eu-l văd pe Vlad, cel mai bun portar pe care l-am avut vreodată la vreo echipă de fotbal. Peste Arlauschis, peste Tătărușanu, vorbesc de ei la vârsta pe care o are Vlad acum. De departe, numărul 1. Un portar de excepție. Pentru că nu are prieteni în presă, de câte ori face câte o greșeală, anul trecut a făcut vreo două. E foarte... ce a făcut atunci când... dați-vă seama că i s-a pus băiatului ăsta o calificare în cârcă pentru că a respins o minge în corner care se ducea pe lângă poartă. Mare lucru a făcut. A respins o minge în corner care se ducea pe lângă poartă. Că dar era nesigur în perioada. La momentul ăla era copil, nu era pregătit să apere, a ajuns acolo pentru că a plecat Niță, care ne promiseze că rămâne, mie cel puțin ne promiseze că rămâne. Dacă i-a mărit contractul, i-a mărit contractul și a plecat.
Și s-a trezit în poartă. Clar, atunci era depășit din toate punctele de vedere. E, acum nu mai este. Acum este unul dintre liderii echipei. Deci, Târnovanu ar fi bine să plece, să, adică să-l dați împrumut. Asta e o întrebare foarte pentru că era arătat bine. Da. Era arătat bine, era arătat. Nu poți să-i schimbi, plece, să joace, ca da. Să plece, Fane, trebuie să primească o ofertă de la Liga 1. M-am înțeles. Pentru că nu o să meargă la Liga 2 să apere Târnova. Asta mă gândesc. Și voi aveți posibilitatea, de exemplu, aveți la vreun club clauze de genul, domne, vi-l dăm împrumut, dar să aibă un număr minim de meciuri, ceva de genul ăsta? Bineînțeles, că altfel nu-i lăsăm să plece. Altfel nu-i lăsați. Da. Adică dacă ar fi să-l deați, l-ați dat la un club, dar să aibă... Eu dacă tot sunt fan al fotbalului italian, am împrumutat de acolo multe chestii, bineînțeles. Păi, okay. Altfel nu poți să, în loc să las un jucător de perspectivă să se antreneze cu noi, chiar dacă nu joacă, să-l trimiți să se antreneze cu o echipă unde nu sunt condițiile de antrenament de la noi, pentru că sunt foarte puține echipe care au condițiile noastre de antrenament și cred că le numărăm pe degetele de la o mână la ora asta în România. Dacă nu joacă, n-are niciun sens. Așa, dacă joacă, într-adevăr, e altceva. Cum a fost, ce a fost cu Tănase ieri? Multă lumea zice, dumneavoastră, deja era cu mintea la transfer, deja s-a protejat, e... Nu știu dacă e așa. E în subconștient? A apărut asta, dar a apărut, n-am vorbit cu el după meci, dar am vorbit cu nimeni după meci, dar te întreb și eu, crezi că dacă ai avea, nu știu dacă are oferta deja în mână. Pentru că dacă el îmi zice, știu, dacă nu îmi spune, nu știu. Dacă ar fi, dacă într-adevăr are ofertă în mână, chiar e logic să nu vrei să te accidentezi, să îți ratezi viața. Eu am întotdeauna în minte... Când aud povestea asta, Neșu cu Galatasaray. Neșu care a făcut un meci uluitor, deși știa că pleacă, era semnat. Nu eram la Steaua atunci, nu știu dacă știa că pleacă. Știa în minte altceva. Emil Săndoi, Lyon. Semnat cu Lyon, aproape semnat cu Lyon, mergea doar să facă vizita medicală și a rupt piciorul în finala cupei în 93. Cu Brăila, cu Dacia Unirea Brăila. 93, cred eu. În finala cupei, mi-aduc aminte cum a trosnit. Da, doar că era 2-0, era meciul terminat și a avut ghinionul ăla. Ghinionul ăla cumplit. Emil în 93 avea 28 de ani, Emil Săndoi. Deci, era cel mai bun fundaș central la ora aia. L-ai înțeles într-un fel pe Tănase. Dacă ar fi în subconștient vreau să spun că Tănase n-a băgat picioare pentru că s-a luptat ieri. Nu, a fost faultat, a jucat. Ok, n-a făcut un meci de excepție cum a făcut de foarte multe ori. Dar nu pot să spun că s-a ferit. Mă gândesc că e normal că te gândești ca jucător dacă ai o ofertă de milioane să... Na. De ce crezi că au fost fizic au părut mult mai proaste? Da, n-am putut să alergăm. Ai vreo explicație? N-am putut să alergăm. Dacă ar fi fost eu implicat în alcătuirea primului 11, nu făceam asta. Băgam jucătorii care au jucat mai puțin. Pentru că erau jucători care erau pe battery low. Ok. Da. Cu etapă cu 3 zile, da. 4 zile. Miercuri. Vorbesc de mijlocași, bineînțeles, că așa în rest Dumitel n-a jucat, Cordea a jucat puțin, Valentin Gheorghe, atacanții, dar mijlocașii erau uzați. E o discuție asta foarte interesantă, pentru că am mai auzit-o și din zona Craiovei și din zona voluntariului, legată de problemele, e clar că e final de an, da? Și că s-a acumulat o oarecare încărcătură. Dar n-au jucat echipele din 3 în 3 zile. N-au jucat acum. Și totuși, pentru prima oară, după mult timp în care se joacă din 3 în 3 zile, echipele cedează. E firesc? Știi cum e? Sunt alte condiții. E frig, ok, nu-s minus 10 grade ca la Tomsk, dar, sau minus 15. Dar e frig. E final de sezon. Și mental ai o problemă când ți-e frig. Nu poți să dai un randament extraordinar. Noi am avut 3 jucători. Uite, Șut, de exemplu, a avut probleme medicale. N-a jucat 2 luni. A revenit, a avut după aia, a fost răcit, a lipsit,
iar s-a accidentat, iar a avut probleme cu spatele. El nu era un jucător care se ducă din 3 în 3 zile, pentru că e un jucător care aleargă foarte mult. Mai ales poziția în teren îl face să alerge foarte mult. Olaru iar, și el a avut probleme medicale anul ăsta, a venit, a jucat meci de meci și Olaru e jucător care se duce peste 12 km în fiecare meci și foarte mult în zona roșie, adică el are în zonă de efort maxim. Niciodată nu se menajează. Tot timpul caută lupta. El mi s-a părut mai proaspăt decât mulți până spre final. A fost bine. E adevărat. După minutul 60 a început și el. Tănase a jucat mereu. Tănase acum a jucat altă poziție. Mă rog, sunt cauze obiective pentru meciul ăsta. Nu mă așteptam totuși să fie așa o mare diferență. Adică, cât ți-a schimbat față de meciul cu Rapid? Mai știi? De primul 11? Păi, sigur, cu meciul cu Rapid am început Vinicius cu Octavian Popescu, cu Vinicius. Budescu vârf? Da. Dumnezeu. După aia a jucat... dreapta a jucat tot Cordea. Deci patru. Tot Cordea a jucat. Mă gândesc, CFR-ul a schimbat 7. Da, doar că în meciul precedent a schimbat 7 CFR-ul. Mioveni a schimbat 5. Da. CFR-ul are lot de CFR-ul nu are jucători de 18 ani în lot. Da, nu spun că e bine, CFR-ul are un jucător de 21 de ani pe care nu-l folosește mereu. Da. Preferă să apere cu portar de 19 ani. Pentru că e greu să ajungi la portar lor, e adevărat. Dar CFR-ul are jucători, la CFR juniorii sunt sub 30 de ani. Da. CFR are lot pentru rezultate imediate. Dar și le face. Și două competiții și atunci poate că e firesc să-ți faci... Dar eu nu spun asta. E foarte bine că faci asta pentru ei. Acum, dacă ei își pot permite să plătească salarii, că un jucător de... nu-ți vine islandezul sigur pe 4.000. Care să nu prinde... Cum au copiii noștri. Da. Nu-ți vine. Pe Cordea... Nu-ți vine nici pe 10. Pe Cordea ăla de la început, din momentul în care a venit... Îl vor mai vedea suporterii FCSB-ului? Da. Cordea a fost jucătorul care a suferit cel mai tare din pricina COVID-ului. Uh-huh. El a fost jucătorul cu cele mai mari simptome și chiar a suferit. Și el e un jucător, și el, un jucător combativ, un jucător care caută duelul în momentul în care nu e bine fizic. Eu cred că o să-l vedem foarte bine în a doua parte a sezonului. E clar că am văzut... Doar că... Acum să vedem, pleacă Tănase, că și asta e mai important. Cordea pentru mine, eu pe Cordea îl știu de la echipa națională, generația lui Vlad, născut 99. Chiar mergeam și îi vedeam cu regularitate. El juca numărul 10, juca 4-2-3-1 și el juca al doilea atacant, în spatele atacantului. Deci practic un mijlocaș de creație. Deci eu îl văd pe Cordea și Inter în 4-3-3, fără niciun fel de problemă. A jucat puțin la începutul campionatului și a fost scos de acolo, dar eu cred că poate să, pentru că poate să facă efort, pentru că e puternic, vede jocul, are viziune. Dar nu, nu știu... Crescut în Italia. Cine l-a dus? Răzvan Zamfir l-a dus, parcă la Hermannstadt prima dată? Nu știu cine l-a adus. Pot să spun doar atât. Că el era la Cluj, la Ardealul Cluj. Așa, noi am făcut și noi ofertă atunci ca să-l luăm la Steaua. Și vârsta. Avea 17 ani. A plecat în Italia, parcă la Novara sau la Mantova. La Novara, parcă. Novara sau Mantova, nu mai știu. Acolo, a crescut bine acolo, asta e clar. Bine, era mărișor când a ajuns acolo. Pentru că Paraschiv era agentului, Sorin Paraschiv era agentului. După care, pe bine, eu am fost surprins că l-a jucat la Sibiu. Chiar a fost surprins. Bine, și că italienii au renunțat la el fără eforturi. Voi pe dar la Clicea a jucat bine. Că îl vezi Inter, dar n-aveți jucători de picior stâng care să joace eventual în dreapta. Nu, doar că avem o problemă. Coman va fi 100% și va juca. Octavian e imposibil să-l ții pe Coman pe bar, pentru că e jucător, a demonstrat-o. Octavian va trece în dreapta, clar. Sau va juca Inter dacă va putea să joace Inter. Acolo ne încercăm să o reglăm cumva dacă pleacă Tănase. Dar oricum, Octavian Iar e un jucător care poate... Octavian, din punctul meu de vedere, poate să joace orice poziție în spatele atacantului, orice poziție în cei 4, în 4-3-3, atacanți lateral sau iteri. Pentru că are calitățile necesare. Coman este jucător care poate să joace numai și numai atacant lateral stânga. Extrem de supărat Cheșeru. Ieri după meci am văzut și replica lui Gigi Becali, a zis că e pregătit să vă despărțiți de Cheșeru. Cheșeru a jucat la două echipe anul ăsta, a jucat la două cluburi anul ăsta și nu poate să joace la al treilea.
Nu mai sunt reglementările de anul trecut. Nu. Anul trecut se putea. S-a făcut pentru pandemie. Și acum nu mai e pandemie, dar nu mai sunt reglementările. Păi și ce o să facă? Că Gigi Becali a zis că nu o să mai joace, oricum ar fi, nu mai joacă la FCSB. Voi va trebui să-l plătim dacă el nu are contractul noi până în vară. Deci el practic în momentul de față este pus în situația de a accepta o sumă de bani de la voi și de a sta până în vară. Sau să se ducă la Ludogoreț. De a accepta o sumă de bani și a se întoarce la Ludogoreț. Da. Se vrea și Ludogoreț. Am dat și eu, am zis. Aia nu poate, nu Ludogoreț dacă... Evident, eu am zis care sunt variantele. Băi, și asta una, da? Nu o să se întâmple, asta e ultima. Sau să accepte situația în care este și să continue la voi. Indiferent că e la prima sau la a doua echipă. Este regulamentul, da. Nu e o situație ingrată. E o situație ingrată, dar asta e realitatea la momentul actual. Și ce crezi că se va întâmpla? Eu cred că va trebui să discute cu Gigi și în funcție de ce stabilesc, așa cum au stabilit când a venit la noi, să facă ce stabilesc ei. Nu e o situație, e o situație delicată, într-adevăr. I se va propune o micșorare de salariu cu care să rămână? Nu poate să îi se propună o micșorare de salariu ca să rămână, iar e contract până în vară. Și nu poate pleca la altă parte. Hai să fim clar, ca să vă explic exact despre ce e vorba. E clar că șansele la titlu sunt aproape nule. Așa cum e foarte greu de crezut că va veni altă echipă pe locul 2 în locul nostru. Iar acum, pentru noi, eu știu ce program avem și știu și ce jucători. Pentru noi e indiscutabil că la ora asta prioritate este să joace Iani Stoica, Octavian Popescu, Musi poate, pentru că vrem să creștem. Noi avem un proiect, vrem să facem o echipă cu care să ne, într-adevăr, să ne putem bate cu în Europa. La momentul ăsta nu avem. Mixul ăsta nu ține. La momentul ăsta, pentru că, uite, e CFR-ul peste noi. Da, că batem CFR-ul în primul meci. Batem CFR-ul, facem 7 puncte. 7 puncte. 7 puncte la înjumătățire pot fi 3. Sau 4, da. Bă, corect, mă, așa funcție e. De cum. Da, mă, 3 puncte deja la start. Da, nu să se dea la o parte, da? Nu spune nimeni că nu ne mai luptăm. Da. Pentru că oricum trebuie să ne luptăm, să ne consolidăm poziția a doua. Deci voi v-ați făcut calcule la modul ăsta, da? Fără jucătorii tineri. Acum, altceva ce vreau să spun. Hai să luăm meciul cu Rapidul. Meciul cu Rapidul, primul gol a fost în urma unei acțiuni excepționale ale lui Octavian Popescu. Penaltiul care a însemnat victoria din meciul cu Rapid a fost scos de Iani Stoica. Golul 3 marcat de Iani Stoica. Mergem în urmă. După mingea lui Cheșeru. Mergem. N-a fost bine. După mingea lui Cheșeru. După mingea lui Cheșeru, bara lui Cheșeru, șutul lui Valentin Gheorghe respins și după aia marchează Iani Stoica. Are merit Cheșeru, nu poți să iei. Bine, reformulez. Okay. Meciul cu Rapid a fost câștigat de Iani Stoica, care a intrat și a scos penalti la 19 ani, abia împliniți. Meciul cu UTA, punctul cu UTA din tur, a fost scos de Iani Stoica, care a intrat în minutul 70 și a dat gol. Corect. Și alte meciuri decise de Iani Stoica și de Octavian Popescu. E în momentul în care copiii decid mai multe meciuri decât seniorii, trebuie să joace copiii, nu pentru că sunt copii și trebuie să-i creștem, ci pentru că au valoare. Și am terminat. 100% de acord cu ce ai spus. 100% de acord. Exact asta este vorba. Întrebarea și atunci, dacă seniorii vor să stea să-și ia salariile, să se uite la copii cum joacă, asta vor face. Dar asta este orientarea noastră acum. Foarte bine. Și logică, pentru că la momentul ăsta cel mai bun număr 9 la Steaua, ni se pare 9, este Iani Stoica. Bun, foarte de acord. Iar cifrele lui Iani Stoica, asta spune, are 5 goluri marcate la puține minute jucate. Foarte de acord. Întrebarea mea ar fi următoarea. Lasă-mă 5 secunde. Da, cine a dat golul decisiv cu Botoșaniu? Meci care a fost în ultima clipă întors? Iani Stoica. Cine a dat golul cu Mediaș, golul de victoriei 2-1? Octavian Popescu. Își imaginează Budescu și Cheșeru să accepte
și în folosul echipei să accepte statutul de rezervă. Nu știu ce să zic. Dar ce înseamnă accept? Hai că să ajuți. Știi că sunt jucători, de exemplu, nu știu, să ne înțelegem. Păi da, sunt jucători care vin o anumită vârstă. Henrik Larsson la Barcelona. Da, Henrik Larsson fusese un mare jucător. Stai puțin, că aici suntem, hai să nu luăm pe lângă. Gigi a spus clar că nu vor mai juca. Aici nu e statut de rezervă. Ah, ok. Dacă, nu vor mai, dacă el ia hotărârea asta să joace alții, să avem alt lot de jucători și ei nu vor mai juca, atunci nu are rost să mai discutăm de statut de rezervă. Deci, practic, lui Cheșeru i-a încheiat sezonul. Nu știu, ți-am spus asta, trebuie să discute, că probabil Gigi când a spus asta nu știa sau nu știa de faptul că nu are drept de joc, nu poate pleca la altă echipă. Deci poate în alte țări, sunt câteva țări în care, să zicem, ar putea să-și găsească, că sunt ori, adică nu în Europa, da? În Europa nu și-ar găsi niciunde. Dacă există campionat care începe acum, eu nu știu la ora asta ce campionat începe acum. Budescu însă e altă mâncare de pește. Budescu poate să plece, știu că, nu? Da, Budescu poate să plece. Și în contract are, cred că. Uh-huh. Clauză că poate. Nu, Budescu nu se pune problema. Aduce jucători în iarnă? Nu. Nu. Deci, practic, lotul va fi același minus cei doi în, exact, la reluarea campionatului. Dacă astea... Gigi a spus și s-a răzgândit de multe ori. Dar acum, la ce am vorbit, părea foarte serios. Și da, rămânem așa.